Și știți care este cea mai mare dramă a bisericii creștine în general, inclusiv a bisericii noastre? Se numește hemoragie. Hemoragia tineretului. Nu-i vorba de voi. Voi sunteți poate cei care ați auzit clincătul tainic al Duhului Sfânt sau apelul puternic al lui Dumnezeu și sunteți la impact pentru că vă interesează, pentru că vă pasă, pentru că face parte din voi. Din 1971 cunosc Biserica Adventistă. Câți ani sunt? Atâția. Și vreau să vă spun că prin natura răspunderilor mele am avut ocazia să cunosc Biserica Adventistă pe tot globul și în special cea din România. Și dacă există o urgență, este ca să auziți, așa cum știe Dumnezeu să vă vorbească, glasul Lui. Am înțeles de la liderii acestui amicus, acestui impact, sunt și amici și prieteni și invitați, că textul moto, textul călăuzitor, este cel din 1 Petru 2 cu versetul 9. Și vă rog am să vi-l citesc, e un text frumos, dar care ridică la fileu cele două mari probleme ale tineretului. Sigur, ele pot să se extindă în dreptul oricărei vârste, oricărui segment, dar în mod special tinerii. Ascultați! Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Cumva deja avem simțământul că aparținem unei elite. Și dacă vă spun că simțământul acesta este general, căutați să vă amintiți cam cum privește un creștin și mai ales adventist pe cei care nu sunt ca el. Gândește-te că, cu toată smerenia spun, dacă este cineva care e continuatorul lui Israel, dacă este o comunitate sau o, știu eu, o gardă care să poată să spună că este trezorierul tezaurului lui Dumnezeu, adevărului biblic, cu tot respectul pentru toți creștinii curați și sinceri și poate sfinți din toate confesiunile, dar este o singură păstrătoare a adevărului integral. De aceea am ales și eu să fiu aici, membru al Bisericii Adventiste. Nu e niciun merit personal, este doar adevărul lui Dumnezeu care e complet. Este legea și harul. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Hristos. Astea sunt cele două semne de recunoaștere sau parola ultimei generații. Ei bine, simțământul acesta că eu deja mă aflu într-o gardă de oameni distinși, aleși de Dumnezeu, există, aș putea spune, este o marcă generală. Dacă te-ai întâlnit cu cineva, știu eu, care n-are cunoștințele biblice, nu spui, dar simțământul că tu ești un popor, o seminție aleasă,
dăinuie. Și noi spunem, da, este ceva care ține de continuitatea Israelului. Israelul literal din Avraam, Israelul spiritual. Nu știu dacă știți pe ce bază Israel, Israelul de atunci, era popor ales. A făcut ceva să fie ales? A avut Avraam vreun merit, scrie în Biblie? Sau Dumnezeu a spus, Avraame, ieși. Și Avraam, pentru că a crezut pe Dumnezeu, a acceptat pasiv, dar a acceptat să fie purtătorul adevărului lui Dumnezeu. Și așa, toți urmașii lui Avraam, toți care au același ADN, evreu, aceștia sunt deja prin naștere seminție aleasă. Rețineți, alegerea lui Israel s-a făcut unilateral de către Dumnezeu, fără nicio participare, fără niciun merit. Eram în 1996 cu, știu eu, o mică mini caravană de 9 inși, cu microbus, pentru prima oară în Israel. Cu noi era fratele Aldea, decanul acestor călătorii misionare. Eram toți colegi pastori, mergeam la o conferință biblică. Și am oprit odată într-o piață, într-un loc liber, pentru anumite lucruri. Și vine un băiat, 10 ani, cu chipă în cap, și intră în discuție cu fratele Aldea. El, fiind student acolo și învățând la Universitatea din Ierusalim, știa ebraica. Și începe o discuție și băiatul întreabă, dar de pe poziția aceasta a celui care este superior, și îl întreabă, tu ești iudeu? L-a văzut că n-are chipă. Și zice, nu, eu sunt român. Și atunci băiatul deodată se destinde într-un zâmbet și spune, eu sunt chiar iudeu. Acest simțământ că eu sunt prin naștere popor ales e una din marele probleme și defecte ale noastre. Știți care este rugăciunea unui iudeu? Nu știu dacă mai este astăzi, dar în mod tradițional, orice iudeu de dimineață se rugau, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt femeie și nu sunt câine. Câine însemnează neamurile. Deci, ei, prin naștere, sunt popor ales. Aș vrea să ridicați mâna toți cei care aveți părinți adventiști, deci care v-ați născut într-o familie adventistă. Majoritatea sunteți noastră. Cei care n-aveți părinți adventiști, mâna sus. Cam 30% ar putea fi. Ridic și eu mâna, pentru că sunt din categoria asta. Și știți ce însemnează că eu sunt popor ales automat, fără ca să am vreo alegere, fără ca eu să aleg? Este una din marile păcăleli. Și dacă tinerii se scurg spre piața lumii, dacă tinerii părăsesc biserica sau se țin ca remorcă de ea, este tocmai pentru simțământul că ei au intrat fără vreo alegere în această mișcare, în această societate. Și că o duc mai departe așa, vreau să vă spun că Israelul și biserica sunt două modele absolut diferite. În Israel se intra prin sânge, sunt strănepota lui Avraam, prin alegere unilaterală a lui Dumnezeu. În biserică nu se intră prin sânge, ci prin alegere bilaterală. Și ca să alegi, trebuie ceva.
Cunosc un băiat. Am să-i spun Mihai. Nu-i numele lui. Și-a venit să se descarce. A văzut într-o tabără o fată, băiatul are 24 de ani, fata 20. El e dintr-un oraș, ea este dintr-o comunitate rurală, fata foarte smerită, spirituală. Băiatul i-a atras atenția, s-a apropiat, a început o relație curată, știu, de deschidere, și după vreun an, diferențele de, știu, de mentalitate, de cultură, nu zic cultură în sensul că n-au școli, că amândoi au școli, dar modele de a privi viața a făcut ca fata să spună nu pot. Pare rău, mă retrag. Și băiatul suferă. Continuă să se roage, dacă e voia lui Dumnezeu să schimbe opinia, poziția fetei. El a ales. Dar alegerea trebuie să fie dublă. Și acesta este modelul nou testamental al alegerii. Dumnezeu cheamă, ea alege. Și dacă ea mă alege, și eu, care se numește Mihai, te aleg. Și întotdeauna nu poate exista experiență cu Dumnezeu decât dacă este alegere dublă. Majoritatea dintre tinerii pe care am cunoscut n-au ales niciodată, pur și simplu s-au trezit că sunt adventiști. Eu m-am născut în biserică, știți că nimeni nu se naște în biserică, doar la maternitate. Și eu m-am născut în credință, minciună. Iar simțământul că eu sunt deja ales prin faptul că părinții mei sunt creștini și mi-au dat toate lecțiile, ABC-ul vieții cu minți. Nu beau, nu fumez, la 8 acasă, nu citesc, nu văd. Toate acestea nu sunt adventism. E nevoie de dublă alegere. Numai că dublă alegere, amintiți-vă de Mihai, nu poate avea loc decât dacă are loc îndrăgostirea. Știți ce înseamnă îndrăgostire? Mi-amintesc că eram de, cred că 13-14 ani, a început furtuna hormonală și simțeam nevoia să existe cineva. Nu exista. Dar eu tânjeam după cineva. Iar când a apărut în sfârșit cineva, la mintea aceea, totul sau nimic, m-am îndrăgostit. Sigur, sunt acele comete fără viață, dar care sclipesc o vreme. Cert este că îndrăgostirea nu poate avea loc decât după o întâlnire. Nu poți să te îndrăgostești de cineva abstract. Trebuie să aibă loc o întâlnire. Iar întâlnirea aceasta naște îndrăgostirea și îndrăgostirea naște alegerea. Aș vrea să vă pun o întrebare direct. Bun, puternic. Dar stativul slab. Așa, mulțumesc frumos. Auziți? Vă pun acum o întrebare frontal. Și vă rog, răspundeți dumneavoastră, nu cu voce tare. Te-ai întâlnit cu Hristos? Nu poți să-L iubești. Nu poți să-L iubești abstract citind despre El. Dacă n-are loc o întâlnire și în momentul în care simți că se topește inima, te îndrăgostești. Și pentru că ești îndrăgostit, alegi. Nu poți alege rece. Orice alegere pe care face omul este o alegere născută din omul emoțional, din lăuntru. Te-ai întâlnit
cu Hristos? Întâlnirea poate fi dulce, soft, sau poate fi abruptă, Damasc. Eu am trecut prin Damasc și mulțumesc lui Dumnezeu că n-am fost instruit în ABC-ul comportamentului pocăit. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că pentru mine, ca și pentru mulți alții care ați ridicat mâna în a doua serie, a fost o descoperire. Și n-a fost o descoperire de teorii, de doctrine, ci de Iisus Hristos, de Evanghelie. Și când Hristos mi-a tăiat calea, s-a rupt filmul. N-a mai contat absolut nimic. Exact nebunia îndrăgostirii. Dacă te-ai îndrăgostit, nu mai vrei nimic. Vrei doar un singur lucru. Să fiți una. Numai că e o problemă. Îndrăgostirea este o durere. Ziceți dacă nu e așa. Oricine se îndrăgostește, îl doare. Și e consumat, slăbește, sau se îngrașă, nu știu cum e la alții. Dar această îndrăgostire e o durere care te consumă și te face să se producă o schimbare. Iar schimbarea aceasta însemnează dorința de a mă dărui, auzi? E anti-egoism. Iar atunci când vrei să te dăruiești, vrei ca tu să dispari, să te contopești în cel iubit. Iar aceasta se cheamă schimbare. E interesant, știți ce spune textul pe care l-am citit? Și care este motoul taberei? Vorbește exact despre... O secundă. Aici. Seminție aleasă înseamnă ieșit din. Din mulțimea de seminții te aleg. Este o ieșire, o scoatere din. Apoi spune... Un neam sfânt. Ce înseamnă sfințenie? Sfințenia înseamnă altfel decât comun. Dumnezeu este altfel decât toată creațiunea. Este diferit fundamental, nu cantitativ, ci altceva calitativ. Și tocmai faptul că El este sfânt, e primul atribut al lui Dumnezeu, sfânt. Amintiți-vă când Isaia, îngerii cântau, nu dragoste, 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 Dumnezeul Domnul Sabaot, ci sfânt, sfânt. Faptul că El este diferit ne conduce pe noi la închinare, la smerenie. Deci când spune seminție aleasă, popor sfânt, toate vorbesc despre o ieșire, despre o schimbare dintr-un statut într-o altă identitate. Și mai este încă un cuvânt și mai puternic. Va chema din întuneric la lumină. Vă dați seama că lucrul acesta nu se poate întâmpla decât prin îndrăgostire. Doar atunci ieși, lași pe tata și pe mama, eventual lași și orașul, mă duc după el sau după ea, intru în cu totul alt statut. Iar aceasta însemnează naștere din nou, însemnează pocăință. Fete și băieți, v-ați întâlnit cu Iisus? V-ați îndrăgostit și ați ieșit? Cuvântul Eclesia însemnează ekkaleo, a chema afară, a ieși. Am convingerea că aici între noi sunt tineri care sunt ieșiți, alții care se gândesc să iasă și alții care abia acum aud apelul lui Dumnezeu, vrei și tu să ieși ca să fii aleasa mea?
La alții, întâlnirea cu Hristos, trebuie să adaug și asta, nu este bruscă, nu este damaschină. Este lină. O urmăresc pe o fetiță de acum are 15 ani, de vreo 3 ani. Se scoală dimineața, înaintea sorei ei, sunt două surori, aia e mai mică, ca să studieze. Nu poate să plece fără să studieze. Sare masa, că n-a avut timp să studieze și mai bine studiază decât să mănânce. Păi e nebună, da, dragostea e nebunie. Și să vezi cum se roagă. Nu zice poezii, nu zice formule, nu spune stereotipii. Și am întrebat-o, ce ai făcut? Și că am vorbit cu Dumnezeu. Păi vorbești cu Cel pe care îl cunoști, cu Cel pe care îl iubești și care te iubește. Și spune mamei ei, fetița asta, zice, mamă, nu mi-ajunge studiul de dimineață. Și mă întreabă mama, și? Păi vreau și după amiază. Ok, studiază și după amiază. Și are statornic în fiecare zi. De ce? După amiază stă vreo jumătate de oră sau mai bine, că nu se mai grăbește. Și vă spun că nu neglijează școala. E top. Reverberează. Îi cer celulele. Vreau să fiu cu tine. E o durere. Dar e o durere care te ridică, te scoate. Dragii mei, aș vrea să vorbesc vis-a-vis de ieșire pentru două categorii care ar putea să fie reprezentate chiar și printre noi. Și nu e o rușine, pentru că fiecare are un progres, un grafic personal al evoluției. Știți ce semnează aceasta? Că unii se află pe treapta întâi, altul pe treapta trei, altul pe a șaptea, altul pe a noua, altul pe a treapta treizecea. Dar noi creștem și drumul toți îl parcurgem mai repede sau mai târziu. Sau mai greu. Cei care sunt născuți și care sunt aleși automat unilateral, prin alegerea lui Avram sau a lui Dumnezeu, aceia nu cunosc întâlnirea. Ei sunt ok. Merg la biserică, dau zecimea, iar plăcerea lor e în cele 6 zile, nu la 7. Întreba cineva, cât mai e? Cât mai e? Și păi apune peste vreo oră jumate. Așteptăm. De ce? Să înceapă bucuria. Și bucuria nu e în sabat. E bucuria după sabat. Să faci ce vrei. Bine, nu rele, nu tâmpenii. Dar ce-ți place ție? Firii, cărnii. Aceștia pot fi membri ai bisericii, pot fi în registru și nu sunt decât la fel ca și păgânii de treabă. Știți că sunt și atei foarte de treabă, oameni care au principii, care viețuiesc. Uite, yoghinii sunt vegetariani, vegani. Deci poți să ai cele mai înalte, știu, standarde de viață, dar să fii fără Hristos. Și vă spun, să ai un Hristos cu care nu te-ai întâlnit, e o povară. Și este o a doua categorie care ar putea să fie aici. Cel ce se află în criză. Nu care e ok, care nu se simte bine, dar care, ah, vrea să fie, dar, ah, îl trage în jos. Mi-a scris un băiat. Nu-l cunosc, mie îmi scriu mulți, necunoscuți. Frate, pastor, vă rog să vă rugați pentru mine. Am 30 de ani, de la 13 ani sunt prins de pornografie, viața mea e ruinată, îmi dau seama că e rău, nu știu ce să fac, iau hotărâri, ține o săptămână, iar cad, iar ține, ce să fac? Ăștia sunt cei care se află în criză. Dar și de ce sunt în criză? Pentru că sunt rupți în două de două forțe antagonice. Vreau să scap și îmi place păcatul. Vreau să scap, dar e bun. Iar aceștia sunt ca și Pavel în
Roman 7, care spune, ah, vreau cu mintea, firea nu. Și cele două se luptă, că Duhul cu firea sunt contrare. Iar finalul, trebuie să se întâmple ceva. Am o ilustrație. Revista Time din 2005, din 2 mai, a povestit o istorie a unei angajate în turnul Geamăn numărul 1, turnul de nord, care a fost primul lovit. Pe ea o cheamă Elia Zedeno. Pregătită, nimeni nu lucrează acolo fără o expertiză, femeia expertă. Și spune că la un moment dat a auzit un bum imens, s-a clătinat turnul și a ridicat repede capul și aștepta un lucru. Deci turnul efectiv s-a clătinat. Spune că părea că pică. Care a fost primul gând al ei? Nu-i nimic. E ok. Este așa, ceva pasager. Și aștepta de la alții să spună, stai pe loc. Nu s-a întâmplat nimic. E tot ok. Și spune, i-a strigat omul, ieși! Și a spus, de ce? Simțământul că nu trebuie, da, e criză, dar e greu să ieși, e greu să desprinzi. Mai bine păstrăm statul quo-ul sau starea de fapt care e căldicel. E căldicel, e călduț, nu-i fierbinte, dar nu-i nici rece. Și spune, norocul meu a fost că cineva mi-a strigat, ieși! Iar cel care îți poate striga, arătându-ți că viața ta e pericol și că mori, că ești terminat. Și că în această stare de schizoidie, de jumate cu dorința de a fi cu Dumnezeu și jumate cu savurarea păcatului, cum savurezi înghețata, este moarte. Mori. Mișcă. Schimbă. Cum? Tăind tot. Rupând orice fel de relație cu tot ce a constituit plăcere pentru tine. Efectiv, urăște-te pe tine și spune Scriptura, Iisus spune, cine nu-și urăște până și viața lui nu este vrednic să fie ucenicul meu. Știți care este statistica care arată că problema cea mare la care se adresează textul din 1 Petru 2:9 este tineretul. Că ei îi vorbește textul ca să iasă, să fie aleasă, să fie sfântă, să fie, categoria asta, să fie scoasă de la întuneric la lumină. Am făcut o statistică, nu numai eu, ci și colegii mei, și am descoperit că segmentul de populație, segmentul de credincioși ai bisericii mele, între, hai să spunem, 14 și 35 de ani, coloana vertebrală a bisericii reprezintă cât la sută din, știu, statistica de membri? 11, cât? 11%. Pentru că oamenii preferă să mai stea în turn, deși e lovit. Preferă pentru că, da, e rău, da, poate totuși, hai să mai treacă o zi. Din fericire, unii s-au întâlnit cu Hristos în turn sau într-un spațiu liniștit. S-au îndrăgostit, au ales pe Hristos și devin aleși. O este o seminție aleasă, o preoție sfântă, scoasă din întuneric. Există însă o a doua problemă pe care textul din 1 Petru 2:9 îl descoperă și îl atacă. Eu sunt îndrăgostit. M-am îndrăgostit de Hristos. Vreau să vă povestesc istoria unui bărbat pe nume Pahomius sau Pahomie, îi se spune în limbajul ortodox. Ați auzit de Pahomie? Este pe lista sfinților bisericii.
Omul ăsta a fost soldat, legionar în legiunile romane, în la începutul secolului 4, 300 și. Și pentru că era în misiune cu legiunea lui în Egipt, a fost impresionat de felul în care s-au purtat creștinii din Teba, localitatea, cetatea unde el sluja, cu el. Și a început să fie interesat de creștinism. Și s-a întâlnit cu Hristos. Și în anul 315, când este împlinit vârsta să poată fi lăsat la vatră, din poziția de legionar, el se botează. Și intră pe mâna unui mare maestru spiritual pe nume Palamon. Palamon era un ascet. Asceții parcă trăiesc în lumea asta, dar sunt într-o altă lume. Sunt scoși din simțăminte, din realitate, pentru că ei cu adevărat sunt îndrăgostite spiritual și trăiesc deja în cer. La data aceea, asceții, ca și astăzi, se cheamă eremiții, de la Eremos, pustie, sau pustnicii. Sunt cei care pleacă departe de oameni, pentru că în lume e păcat și păcatul te murdărește. Unii singuri, dacă ți-au zis de Simeon stâlpnicul, a stat 20 de ani într-un stâlp, ca să se sfințească, să nu se atingă oamenii de el. Alții sunt în păduri, erau în păduri, fără haine, mâncând rădăcini sau murind, uscându-se în păduri. Erau cei care se sfințeau. Să știți că ăștia cred că erau îndrăgostiți, erau nebuni. Ca orice îndrăgostit. Numai că Pahomius, el a auzit altfel Evanghelia, că trebuie iubire, că un îndrăgostit nu este un absent, ci un prezent între oameni. Și omul acesta convertit, îndrăgostit, a spus, ce faceți? Ia veniți încoace. Noi trebuie să fim o comunitate, trebuie să ne iubim. Și a fondat mănăstirea. O altă nenorocire. Care e scopul nostru de creștini? Să ne adunăm, să formăm o biserică sau o bisericuță. Să fim fericiți împreună. Ce bine este când frații se unesc și noi cântăm și oamenii, într-adevăr, ca și Pahomius și mănăstirea, oamenii sunt răi. Noi suntem îndrăgostiți de Dumnezeu. Iar aceasta este o a doua mare nenorocire. Iar textul din 1 Petru, fiți atenți ce spune. Zice așa, voi sunteți o seminție aleasă, bun, m-a scos. Dar acum sunteți și o preoție, știți ce înseamnă preoția? Preotul și profetul erau două funcții spirituale în Israel. Profetul vorbea de la Dumnezeu spre oameni. Amândoi erau unși cu un de lemn sfânt. Deci profetul era vocea lui Dumnezeu către oameni, iar profetul era vocea oamenilor către Dumnezeu. El era cel care mijlocea prin jertfă pentru iertarea păcatelor lor. Iar voi, fiți atenți că cuvântul vorbește despre tinerii din Impact. Nu sunteți doar scoși. V-ați îndrăgostit, ok, cei care suntem îndrăgostiți. Să dea Dumnezeu să fim toți. Și asta se face un apel. E momentul de a lua o hotărâre. Cei care suntem îndrăgostiți acum, ce urmează? Suntem o preoție împărătească ca să vestim puterile minunate ale celui ce ne-a chemat din întuneric. Dragii mei, unde este garda aceasta?
Acum, eu nu cunosc prea multe despre impact decât că din când în când vin și mă bucur cu voi. Nu pentru că disprețuiesc această extraordinară inițiativă, Dumnezeu să fie lăudat, că dăinuie de câți ani? E formidabil. Timpul confirmă sămânța lui Dumnezeu în această inițiativă. Dar cineva îmi spunea, măi, ce fac oamenii la impact? Poate că nici el nu știa. Doar se adună, doar cântă, doar aud teme, predici frumoase, îndemnuri și pleacă acasă. Dar și unde este un proiect impact care să, știu eu, să uluiască un oraș? Știu că au mai fost inițiative, dar cred că ar trebui ceva care să pună timpul doi la timpul întâi. Timpul întâi este focul și acum să aprindem pădurea. Chicago Tribune din 1999 vorbește despre un caz. Nu știu dacă sunteți la curent ce se întâmplase sau ce s-a întâmplat în 1980 și, dacă nu mă înșel, 6 sau 7, când am zis bine, să mă corectați vis-a-vis de dată, am o îndoială, în care ayatollahii, mulahii din Iran au dat lovitura de stat. Șahul a trebuit să fugă și de atunci în Iran este regim, cum se cheamă? Cum? Da, dar se numește într-un anumit fel, o să-mi amintesc eu. Deci un regim totalitar care acoperă toate capitolele vieții, până și la hainele pe care le porți, cu ce perie de dinți te îți cureți dinții. Deci este o religie care acoperă tot. Și un tânăr pe nume Mehran Karimi Naseri a reușit în 1988 printr-un concurs formidabil de împrejurări să iasă din Iran. A obținut de la cineva o invitație de o viză de Belgia, s-a suit în avion, a reușit să intre, să scape de gărzi și iată-l acum în lumea liberă, a ieșit. Când a ajuns în Belgia, s-a uitat, viza era o făcătură, nu-i bună, l-au trimis la Paris. La Paris n-am niciun act, n-am nimic, l-au trimis în Anglia. În Anglia au spus, ce cauți aici? Zurich. L-au trimis în Paris. Și pentru că omul a ajuns în terminalul 1 a aeroportului Charles de Gaulle, m-a spus, aici e țara nimănui. Deci, știți că zona de după security nu aparține niciunui stat. Este no man's land, țara nimănui. Și a spus, stau aici. Și a găsit un șezlong, s-a pus acolo, a venit noaptea, a mâncat și a mâncat din pungă. Când s-a terminat, s-a învârtit pe acolo. S-a dus pe lângă o doamnă și a spus, uite, n-am ce mânca, curăți WC-ele, îmi dai și mie ceva. Și încet, încet s-a făcut cunoscut personalului, care au început să-i aducă sandvișuri. Bine, el muncea, adică nu stătea doar. Avea un jurnal și în fiecare seară își scria jurnalul. Și a trecut un an, doi. Oameni buni, 11 ani. Karim a stat în no man's land, ducându-și viața. Fericit că nu mai este în lume. Fericit că este într-o țară unde nimeni nu poate să îi atace credința. Eu vorbesc acum pe planul nostru. Și era fericit că va veni și ziua când îl vor scoate de aici în sicriu, adică îl vor duce în cer. Și în 1999 s-a făcut totuși vâlvă în jurul cazului acesta și primarul Parisului, bine, în mai multe luni,
au reușit să obțină cetățenie, rezidență, nu cetățenie, rezidență, și au găsit și un locaș unde să poată sta. Imaginați-vă momentul când prin security trece primarul, însoțit de încă câțiva oficial, știu eu, cameraman, să mă prindă momentul. E un moment istoric, 11 ani în aeroport. Și se duc la el și îi oferă oficial patalamaua. Și Karim spune, mulțumesc, dar rămân aici. Mă simt bine. Nu mergi, ai casă. Aici n-am nicio obligație. Apropo, nu mă deranjează nimeni, am o nădejde, e tot ok. Și nu credeți că acesta este un al doilea act de trădare, dacă primei că nu ies ca să fiu popor sfânt scos din întuneric la lumină. Acum sunt scos, dar rămân în paranteză. E bine în biserică, sunt oameni buni, se mai produc impacturi, ne întâlnim, mâncăm, vorbim. Voi sunteți o seminție. Cum? Cum? Ce înseamnă ales? Fiți atenți. Pentru noi, cei mai mulți, ales însemnează privilegii, prerogatorii. Adică eu am privilegiul să apelez la făgăduințele lui Dumnezeu, la psalmul pe care l-a citit Giuliano. Avem privilegiul să beneficiem de harul lui. Nu. Alegerea nu însemnează preeminență și privilegii, spune un autor, ci distincție, mă arăt altfel, ești por sfânt, și povară. Când ești chemat, ești ales, nu ești ales să stai pe tronul lui Miss Europa. Ești ales să faci o lucrare. În 1998 s-a turnat un film. Stefan Spielberg, e un mare regizor, director, a produs filmul. Se numește Save Private Ryan. N-am văzut filmul, dar am citit sinopsisul. Este vorba de un parașutist aruncat în D-Day în 6-7 iunie 1945 în spatele liniilor germane. Numai că, știu eu, colonelul află că el mai avea încă trei frați care toți au murit în luptă. Și, interesant, în scurt timp mama primește vestea că trei din cei patru sunt morți. Și unde este? O să moară și ăla. Și atunci un om cu inimă spune, mergeți și căutați-l pe soldatul Ryan, scoateți-l în luptă și trimiți-l acasă ca mama să nu fie zdrobită. Și acum trebuia să meargă într-un act, într-o operațiune suicidală. Și trimit pe unul, capitanul Miller, și aleg 8 băieți. Aleși. Pentru ce? Ești ales. Atenție, suntem aleși. Pentru ce? Pentru misiune. Cu prețul vieții, scoateți-l pe soldatul Ryan. Am înțeles că este foarte dramatic, traumatic, mai ales pentru noi care nu știm ce-i războiul. Și cei 8 merg, plus capitanul Miller, și doar 2 se întorc. 7 mor. Dragii mei, a fi ales. Noi suntem într-o mare luptă. Și dacă Hristos ne alege, ne alege să mergem să murim. Dietrich Bonhoeffer, un om al lui Dumnezeu, care a întemeiat în timpul nazismului Biserica Mărturisitoare, așa se numește în Germania nazistă, un om care a fost prins de, până la urmă, internat la Flossenbürg și cu
10 zile înainte să fie liberată de către ruși, Flossenbürg, lagărul, Hitler a spus neapărat spânzurați-l. Știa că va fi eliberat, spânzurați-l. Și a fost omorât Dietrich Bonhoeffer, un om al lui Dumnezeu, luteran. El a scris cartea The Cost of Discipleship. El a inventat expresia harul ieftin, adică n-a inventat, a pus pe piața teologică expresia harul ieftin. Credem că Iisus ne iubește, Jesus loves you, Jesus loves you și gata. Și cu asta e credința. Și el spune așa, citând textul din Matei 16:24. Când Hristos te cheamă după el, te cheamă să mori. Matei 16:24, cine vrea să vină după mine, să moară, să se lepede, să moară. Doi, ce cruce? Spânzurătoare astăzi. Atunci era crucea astăzi. Să-și ia spânzurătoarea și adaugă în Luca 9, în fiecare zi. Nu-i destul să mori odată la botez, frate, eu când m-am botezat, eram te... Nu, nu are nicio legătură. Dacă nu înveți să mori zi de zi. Dragii mei, și trei, să mă urmeze. Cea mai importantă parte din acest verset este că Iisus nu vrea să mori, ci vrea să fii cu El. Să mori cu El, trăind în El. Iubiții mei, suntem astăzi în fața oglinzii lui Dumnezeu, care te întreabă și pe tine și pe mine, ce faci tu aici, Ilie? Pentru ce arzi gazul? Care-i sensul vieții? Doar lucruri frumoase, doar idealuri neatinse. Sau ești chemat pentru un scop? Ești ales nu să urci pe tronul premianților, ci ești ales să-l salvezi pe soldatul Ryan. În numele lui Hristos, vă provoc. Dacă pentru tine a vorbit cuvântul lui Dumnezeu și dacă ai ceva de spus lui Dumnezeu, vreau, Doamne, să te aleg, vreau să mă întâlnesc cu tine, să mă îndrăgostesc de tine, să fiu alesul tău pentru misiune. Fă un pas și ridică-te. Nu e obligatoriu. Vă rog, nu e obligatoriu. Este o experiență personală. Iar dacă te-ai ridicat, soră și frate, copiii mei, când voi fi pe mal, vă voi ruga pe cei care nu sunteți botezați să confirmați că v-ați ridicat în picioare, nu pentru ochi, nu pentru că alții să vadă, sau pentru că s-au ridicat toți, mă ridic și eu, și pentru că Hristos a devenit comoara vieții mele. Aș vrea să mă rog pentru voi. Tatăl nostru, în jurul nostru marea luptă se învolburează surd și n-auzim pentru că harul tău ne învăluie, dar ne deschide ochii ca să o vedem. În numele Domnului Iisus Hristos, înainte mergătorul și modelul nostru, cum a ales El să lase cerul pentru păcătoși, ajută-L și noi să lăsăm tronul mândriei, a planurilor noastre omenești, a firii pământești, a păcatului îndrăgit și să alegem pe Tine, Mântuitorule, și oamenii care pierd. În numele Domnului Hristos, vorbește fiecărui suflet, iar cei care au luat de astăzi, au de luat astăzi o hotărâre, dă-le puterea Duhului Sfânt să o ia.
Îți mulțumim că Tu iubești tineretul și îți mulțumim că ai nevoie ca biserica să aibă o coloană vertebrală puternică care să fie în stare să conducă la împlinirea lucrării Tale. Îți mulțumim că ești aici și îți mulțumim că ne asculți. Dorim să fim ai Tăi, să ne împărtășim de durerea Ta ca să fim parte de bucuria Stăpânului. Îți mulțumim că ne asculți și că ne mai dai har în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.